România mai are de făcut pași atunci când vine vorba despre egalitatea dintre femei și bărbați pe piața muncii. Mai bine decât noi la acest capitol stau Republica Moldova, Bulgaria, Serbia și unele state africane. În țările respective, multe femei au funcții de conducere, pe când la noi, de exemplu, dintr-un total de 446 de parlamentari, doar 88 sunt femei. Doar 20% dintre senatorii ori deputații României au fost femei din 1990 până în prezent. Și acum, din 330 de deputați, doar 63 sunt femei. În Senat sunt 25 dintr-un total de 136 de senatori. Actualul guvern stă mai bine ca multe anterioare la acest capitol, dar și în el sunt doar 5 femei. Un studiu arată că implicarea politică a femeilor în România este destul de mică. Suntem abia pe locul 113 din 146 de țări studiate. Are legătură cu fondul cultural profund tradițional pe care l-am moștenit și care încă se regăsește în mentalitatea colectivă. Această lipsă de implicare politică a femeilor duce la lipsa unor politici sociale care să încurajeze prezența lor mai activă în mediul profesional economic. Potrivit aceluiași studiu care analizează diferențele de gen, România se află pe locul 88 când vine vorba de oportunitățile pentru femei în funcție de țara în care locuiesc. De pildă, Republica Moldova este pe locul 19, dar nici nu este de mirare, pentru că acolo femeile au acces la funcțiile cele mai înalte din stat. Un exemplu este Maia Sandu, președintele de astăzi al țării. În continuare, în multe companii din România vedem în primele poziții de management bărbați, însă, în special în companiile multinaționale, apare o preocupare tot mai crescută pentru acest element al incluziunii și diversității. Un motiv ar fi și faptul că în România cel mai adesea rămâne în sarcina femeilor obligațiile familiale, printre ele îngrijirea persoanelor cu dizabilități sau a copiilor. Mai mult, în concediul de maternitate, femeile nu mai avansează în carieră și sunt nevoite fie să recupereze timpul pierdut, fie să o ia de la zero cu munca. Nici statul nu ne sprijină într-un fel să poți să-i lași și să te întorci mai repede la serviciu. Dacă ne uităm la femeile din pozițiile de top management, cele mai multe nu stau acasă pe perioada maximă posibilă în România. Sunt femei active, competitive, cu dorință de performanță. Potrivit Ministerului Muncii, în România sunt angajate cu peste 200.000 de femei mai puține față de bărbați, iar ele câștigă în medie cu 3,6% mai puțin.